dezbatere cu adevărat pe teme europene. A fost și domnul Cioloș, a fost domnul Siegfried Preșan, a fost domnul Tomac, am discutat realmente de teme europene. N-a avut în România să vorbești despre Brexit, despre migrație, despre fonduri europene legate de statul de drept. Și la ieșire am și spus domnului Cioloș, m-a întrebat ce fac și am zis că aștept să veniți la guvernare, noi pro-România să fim în opoziție și să revenim la o societate normală. Nu cred că trebuie pro-România să guverneze cu USR-PNL, mă aștept ca USR-PNL să se unească, dar să-și pregătească niște specialiști. Dacă mâine cade guvernul Dăncilă, are USR-PNL o variantă, într-adevăr, de guvernare, politici? Noi la USL, din 2011, aveam miniștri, programe, ne-am pregătit și tot ne-a fost greu în 2012. Tot ne-a fost foarte greu. Ei vor moșteni o situație și mai rar și au nevoie de o opoziție numită pro-România, cu mintea la noi, cu proiecte și cu o gândire pro-dezvoltare.